Luni 2 decembrie 2019, la sediul primăriei municipiului Călăraș, primarul Daniel Ștefan Drăgulin și directorul ADR Sud Muntenia Liviu Mușat au semnat primul contract de finanțare europeană pe axa 4-1 APOR 2014-2020 din regiunea Sud Muntenia. Este vorba de proiectul cu titlul Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local. Valoarea proiectului este de 9,35 milioane de euro, din care cofinanțarea municipiului Călăraș este în procent de 2%. Azi este o zi deosebită în activitatea aparatului de specialitate al primăriei, a celor din direcția de dezvoltare, a celor din direcția tehnică, din direcția juridică și a celor de la biroul de cadastru și urbanism, da, și a direcției, da, împreună cu doamna Zica. Un efort care astăzi prinde viață, în sensul că vom semna cel mai mare proiect pe fonduri europene care l-a avut odată Călăraș. O parte dintre dumneavoastră știți despre ce este vorba. Este vorba de proiectul de modernizare al străzii București, da? A cărui valoare se ridică la 9,3 milioane de euro. Ceilalți colegi care v-au sprijinit sau v-au dat informații din diferite direcții, știu și ei, prin prezența presei vor ști și concetățenii noștri. Mă bucur enorm de mult că portofoliul nostru de proiecte este în mare măsură depus și pentru cei care nu știu, o să dau citire, sunt 28 de proiecte pentru accesare fonduri europene, a căror valoare se ridică la 49,54 de milioane, dintre care 13 sunt în implementare. Este vorba de Poșta Veche, sistemul Wi-Fi, Clubul Pescarilor, echipamente pentru situații de urgență și de urgență, promenadă, reabilitare termică școala Tudor Vladimirescu, reabilitare termică grădința Țara Copilăriei, reabilitare termică liceul Mihai Eminescu, construire centrul cartier Livada, reabilitare centrul cartier Obor, sistemul electronic pentru reducerea birocrației în primărie, stații de reîncărcare automobile în valoare totală de 11,568 de euro. La aceste sume se mai adaugă două proiecte, tot cu finanțare europeană, care trebuie semnat până la sfârșitul anului și, după cum le știți, este vorba de pietonalul de la Piața Mare până în piața primăriei și a Consiliului Județean și a Prefecturii și, bineînțeles, managementul traficului, a căror valoare se ridică la 11,947 de milioane de lei, de euro. Mai este încă un proiect în precontractare, este vorba de achiziționarea de autobuze ecologice, a cărui valoare se ridică la 2 milioane 070 de mii de euro. Mai avem încă 16 proiecte aflate în diferite valoare, a căror valoare se ridică la 14 milioane 416 mii de euro. Acest lucru s-a realizat prin munca pe care au desfășurat-o cei de la direcția de proiecte, în primul rând. Este vorba de direcția coordonată de doamna Trifu, responsabilitatea domnului Deculescu. Ar trebui să vă nominalizez pe voi. Cu sprijinul direcției tehnice, a cărui director este domnul Gheorghe, cu sprijinul direcției economice, a cărui director este doamna Nae Valentina, cu sprijinul direcției juridice, al cărui șef este domnul Papazi, împreună cu domnul secretar, a direcției de urbanism, al cărui șef este arhitectul Camoilă, și a dumneavoastră.
Mă bucur enorm de mult că am avut ocazia să semnez acest proiect. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Mușat pentru modul în care a colaborat până acum cu noi și sunt convins că va colabora tot la fel. Cei de la ADRS-ul Muntenia ne-au fost de un sprijin extraordinar. Sunt convins că și de aici încolo va fi tot la fel. Dar să-i dăm cezarului ce al cezarului și să vă mulțumesc tuturor, absolut tuturor, prin implicarea și sincer devotamentul de care ați dat dovadă în realizarea acestor proiecte. Este un pas prin care dorim să arătăm tuturor cărăreșilor că ne pasă și că aici se muncește. Este rodul unei munci de cel puțin 4 ani și jumătate, dacă nu 5. Este rodul tenacității dumneavoastră, poate și a răbdării de care ați dat dovadă, pentru că știți foarte bine de câte ori a venit, v-am chemat la mine, am ridicat tonul, vă întrebam și vă stresam prin întrebările pe care le puneați vis-a-vis de proiect. Ei, acum însemnăm acest proiect și va intra în rol direcția tehnică, care începând de mâine va avea posibilitatea să arate profesionalismul pentru acest proiect și rapiditatea rezolvării unor etape care să conducă la desemnarea câștigătorului, acelui care va lucra acest proiect de 9,30 milioane de euro. Este vorba de proiectare și execuție. Da? E, acum e rândul vostru, dragilor. Ei v-au predat ștafeta, că la o cursă de ștafetă. Da? V-a predat fanion, nu știu ce este, da? Care trebuie să duceți la bun sfârșit. Încă o dată vreau să-i mulțumim domnul Mușat. Sincer, eram convins că obiectivitatea domnului Mușat va fi arătată încă o dată și chiar vreau să spun că sunt deosebit de onorat să semnez acest proiect împreună cu domnul Mușat. Domnul Mușat? Mulțumesc, domnule primar, să vă spună bună ziua. Este un moment important și pentru noi, angajații Agenției pentru Dezvoltare Regională, dar și mai important pentru noi, călărășenii din Agenția pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia. Fiindcă știm cu toții vechiul proverb, sângele cu greu să face apă, acesta se aplică și la noi și ne bucurăm că dacă până la acest program, pe programele de preaderare, pe primul exercițiu post-aderare, de fiecare dată când se făceau analize, se făceau bilanțuri, mai ales când era o competiție între reședințele de județ, ne era oarecum așa să pronunțăm cifrele din dreptul municipiului Călăraș. Iată că începând cu acest program, programul 2014-2020, lucrurile s-au modificat și dau doar câteva exemple pe care le-a amintit și domnul primar. Practic, municipiul Călăraș a semnat primul contract de finanțare din programul 2014-2020, contract care am văzut că este aproape de finalizare, este vorba de Muzeul de la Poșta Veche. A depus primele proiecte în cadrul axei 4 pe partea de mobilitate, pe 4.1 și 4.2, pe emisiile, denumirea aceea destul de pompoasă cu diminuarea emisiilor de carbon. Și mai mult decât atât, și semnează astăzi primul contract din cadrul acestei axe. Vorbesc toate acestea la nivel de regiune. Este important și pentru noi, așa cum v-am spus, și ca agenție de dezvoltare, dar și în calitate de călărășeni, ne bucurăm
Trag nădejdea că odată văzute, finalizate proiectele pe care dumneavoastră, specialiștii din primărie, le pregătiți pentru Călărășeni, trag nădejdea că și civismul călărășenilor va suferi o dezvoltare, să păstrăm ceea ce se va întâmpla și să folosim infrastructura pe care o veți pune la dispoziția lor. Iar dacă nu, tot o nădejde poate și mai puternică trag că cei îndrituiți să-și facă treaba, să-i sancționeze pe cei care nu vor păstra această infrastructură, își vor face această treabă mult mai bine. Este păcat, fiindcă sunt eforturi. Municipalitatea Călărășeană nu este una dintre cele mai mari din țară și atunci cred că lucrurile făcute cu oarește sacrificii trebuie păstrate. Încă o dată vreau să vă felicit pe dumneavoastră, domnule primar, pe dumneavoastră toți angajații implicați până la această etapă, aș putea să spun că este etapa mai ușoară, având în vedere legislația de achiziții sub care ne desfășurăm activitatea întreaga țară. Urmează o etapă foarte provocatoare și vă doresc să selectați cât mai repede pe cei care vor executa această lucrare, iar călărășenii să se bucure, să beneficieze cât mai repede posibil de proiectele pe care dumneavoastră le veți pune în operă. Încă o dată felicitări și mult succes și să sperăm că, poate nu spunem încă, m-am și evitat să spun că a venit Moș Crăciun cu acest proiect, poate va veni cu următorul, să spunem că următorul. Sper că drumurile mele la București nu sunt... Da, da. Mai avem, sunt încă două proiecte mari depuse de 3 luni. Da, vă spun eu că mai mult ca sigur până la sfârșitul lunii le rezolvăm. Sperăm să le avem finanțe. Pentru că ați pomenit numele meu în calitate de primar și pentru că noi suntem o echipă, atât primarul cât și cei doi viceprimari, împreună cu tot, să spun așa, aparatul de specialitate cu domnul administrator, putem să spunem că vom intra în istoria municipiului ca fiind prima echipă care a dus un proiect de asemenea învergură și de asemenea de valoare aceasta. Sper să nu fie proiectul cu cea mai mare valoare, poate viitorul 2024, 2028 ne vor aduce posibilități, ne vor aduce finanțări pentru a rezolva și alte probleme pe care municipalitatea le are. Mă gândesc la drumuri, mă gândesc la abilități termice pentru clădiri, dacă cetățenii vor înțelege că trebuie să intre într-o asociație de proprietari. Ne gândim la diferite cartiere unde putem să facem sau să amenajăm locuri de joacă pentru copii. Iluminat avem, apă avem, canal avem, dacă facem și drumurile și mai facem străzile care sunt așa cum sunt. Și mi-am asumat acest lucru. Eu cred că cetățenii în Cărnași vor fi mulțumiți, inclusiv cu parcurile pe care le avem, inclusiv cu proiectele pe care le avem pentru faleză, dacă greșesc să mă corectez. Străzile mai ușor. Să știi că astăzi și aseară am vorbit la întâlnire pe care l-am avut cu cei de la Bruxelles și am foarte multă încredere în domnul Falcă, mai ales în domnul Falcă și domnul fost primar de la Alba Iulia, vor să introducă și posibilitatea primărilor reședință de județ și a orașelor în general la finanțări pentru drum, pentru că noi aici am fost dezavantajați. Au fost proiecte pentru dezvoltare rurală, dar unde toate primările de astea, cei care au fost gospodare, au depus proiecte, s-au finanțat și acum au străzi asfaltate. Poate veni și rândul nostru, poate nu neapărat pe axele astea, dar poate pe alte
domenii de finanțare, alte, să putem să finanțăm și să, poate, de ce nu cu bani de la guvern, dar pe diferite proiecte de dezvoltare, să putem asfalta și alte străzi din Călăraș. Știu acest lucru, direcția tehnică deja are în portofoliu o serie de proiecte care sunt de diferite stadii pentru modernizarea tuturor străzilor din Călăraș. Nu putem face minuni. Dacă avem răbdare, orașul nostru va arăta altfel. Este foarte greu, mai ales când nu am avut fonduri europene și ne-a fost foarte greu când am avut acte de proprietate. Să faci atâtea cărți funciare, să faci atâtea ridicări topul, mai te dă înapoi. Totul costă timp, dacă stau bine să mă gândesc. Dar eu sunt satisfăcut că spre sfârșitul celui de-al doilea mandat al meu avem în derulare proiecte a căror valoare se ridică la 42 de milioane de euro. Lucru care pe mine mă bucură, dar la ceea ce mă și onorează că am fost contemporan cu echipa asta pe care o vedeți în fața dumneavoastră. Dacă mai permiteți și mie doar două adăugiri. Vis-a-vis de mărime, vă pot confirma că, cel puțin în proiectele depuse sau în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Submetenie a fost implicată în ultimii 20 de ani, este cel mai mare depus în municipiul Călăraș până acum. Și mă bucur că asta e o chestie, o confidență particular, o confidență de-a mea, că acest lucru, semnarea acestui contract, se suprapune, aș putea să spun, cu faptul că ieri am împlinit 20 de ani de când lucrez în agenție. Felicitări! Da, felicitări. Și mă bucur că am primit un asemenea cadou de la comunitatea care uneori a spus, dar ce au făcut cei de la agenție pentru Călăraș, că n-au făcut mai nimic, că trebuiau să vină cu sacii de bani, ba la ușa Consiliului, ba la ușa primăriilor și așa mai departe. E greu. Nu înțeleg care sunt criteriile și rigurozitatea posibilității acestor fonduri europene. Da. Și fiindcă ați pomenit de viitor, domnule primar, doar două fraze aș dori să adaug aici. Sunt convins că, iată, mă duc cu gândul la un proverb, pofta bine mâncând, și odată cu următorul program, 2021-2027, vor fi alte și alte proiecte pe care le veți propune pentru a fi finanțate. Vreau să vă spun încă de pe acum că actuala filozofie a programului operațional regional se va modifica foarte mult, în sensul că regiunile de dezvoltare vor avea propriile programe operaționale, iar regiunea de dezvoltare Submuntenia va avea un program operațional construit de cine? De dumneavoastră, actorii și cei mai importanți membri ai regiunii, unitățile administrative teritoriale, fiindcă este un program destinat OAT-urilor. Păi, important este că cearta să fie într-un cadru organizat, iar odată terminate discuțiile, deci vreau să vă spun că OAT-urile vor stabili ce se finanțează, cheltuieli eligibile, lista de documente necesare pentru obținerea de finanță. Evident că toate acestea vor avea ca tramvaiul niște șine între care se pot mișca, dar cu siguranță că fiind construit programul de cei cărora li se adresează, el va fi mult mai ușor ca să fie accesat. Deci urmează o perioadă încărcată și importantă și din acest punct de vedere al construirii viitorului program 2021-2027. Da, m-a fost rectific, că mă uitam la Luminița când îmi țineam spiciul și a făcut o chemare așa, când am zis 2024-2028. M-am gândit că termin și al treilea mandat și din cauza asta... Bun, multă vorbă, îl semnăm și după aia facem o mică prezentare, da? Sunteți de acord? Da. Bun. Of, doamne, Andrei Sobă și pastor. Felicitări la fiecare semnătură pe care o să o dau, mă gândesc la voi și aveți tot respectul meu. Toți, absolut toți.
Știu că v-ați fost și călitor, știu că v-am chemat de foarte multe ori la mine, dar așa, uite cum am fost eu și cu stăzi voi am reușit să le semnăm. Și vă felicit la oaltă pe toți cei care sunteți implicați și pe cei care vor fi implicați ulterior în acest fel. Hai, e bun. Acest silon l-am păstrat expre pentru a semna primul contract de valoare. Mă bucur să trăiesc această, cum să spun, acest moment deosebit care înseamnă încununarea unei munci desfășurate pe o lungă perioadă de timp. Și pentru că este, așa este corect, așa este bine, trebuie să le spui oamenilor și când greșesc, dar și când fac lucruri bune. Și atunci consider că este bine ca în tot ceea ce s-a spus astăzi, din tot ceea ce s-a spus astăzi, să facă parte în special colegii de la Direcția de Dezvoltare, de Programe și Dezvoltare Locală, care a pornit de la un mic nucleu format din două persoane, din mine și din aceste persoane fiind reprezentate de noi două, colegele de bancă și astăzi. Numai noi știm prin ce emoții am trecut de fiecare dată până să ajungem aici și vreau să mulțumesc în special colegii mele, Daniela Gradea, colegii Gabriela Vasilache, care este o colegă mai nouă, dar care s-a dovedit a fi un coechipier de excelență, colegilor din Direcția Tehnică, din Direcția Economică, din Direcția de Urbanism și poate mai mult decât toți au fost alături de noi, fetele de la Serviciul de Cadastru Imobiliar, cărora le-am făcut multe zile și nopți negre, pentru că în acest proiect sunt implicate numai puțin de aproape 170 de cărți funciare, care în mare parte nu au existat până la ideea de proiect. Toate aceste aspecte au fost puse cap la cap într-un mod fericit. Am avut și ocazia să testăm și cunoștințele noastre, să testăm și oamenii cu care colaborăm, dar nu asta a fost ideea de a-i testa, ci important a fost rezultatul care astăzi se vede și sperăm ca și în continuare, după ce am încheiat cu brio această primă etapă, să încheiem la fel de bine și etapa de implementare a proiectului, care înseamnă o colaborare la fel de strânsă între toate aceste direcții. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor din conducerea primăriei, în mod deosebit domnului Deculescu, managerul public, care s-a implicat într-un mod neașteptat și, dar foarte benefic, în toată această muncă. Nu neașteptat, că nu ne așteptam din partea dumnealui la acest efort, ci vreau să exprim prin asta faptul că a venit în contact cu un domeniu de activitate total nou, dar pe care și l-a asumat foarte rapid și am reușit ca împreună să scoatem la liman proiectul și să ajungem în momentul acesta. Vă mulțumim! Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au fost alături de noi în acest proiect și vreau să spun că sunt mândru că fac parte din echipa primăriei în care am venit acum 3 ani și în care am putut să mă dezvolt și profesional, dar și din punct de vedere al implicării. Acest proiect este un proiect, așa cum a zis domnul primar, de 9,3 milioane de euro. O să dea drumul la... Da, drumul. Reducerea emisiilor se numește reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local. Uite de acolo pe vei. E dat drumul. Acest proiect face parte din cele 7 proiecte de mobilitate urbană și este cel mai mare dintre ele.
El va moderniza calea de rulare pentru transportul în comun, de la siderurgic până la 5 călărași, strada prelungirea București, dar și în continuare de la 5 călărași până la modelul, fiind dedicat ca obiective îmbunătățirii transportului în comun, reducere de emisii de carbon prin acest lucru în municipiul Călăraș, deoarece va fi încurajat transportul în comun și va fi descurajat transportul cu autovehicule personale. Este un proiect care, pe lângă căile de rulare, de șosea, va moderniza atât trotuarele, cât și spațiile adiacente. Sunt niște cifre care ne arată amploarea proiectului, sunt niște cifre care arată, de fapt, că acest proiect face parte dintr-o gamă de proiecte complementare. Prin acest proiect se va dezvolta o fibră optică de la siderurgii până la modelul, pe care va fi comanda viitoarelor semafoare și viitoarelor stații de transport în comun. Stațiile de pe strada București se vor moderniza prin acest proiect, vor fi stații alimentate prin fotocelule voltaice, vor fi stații cu Wi-Fi și cu panouri de publicitate. Celelalte stații, precum și semafoarele de pe strada București, sunt în alte două proiecte care urmează să le semnăm până la sfârșitul anului. Proiectul va schimba fața orașului major, pentru că pe lângă banda dedicată transportului în comun, va face și infrastructura pentru semafoare și pentru stațiile de transport în comun. Vom avea pe proiect 22 de semafoare, iar partea de fibră optică și partea de alimentare cu energie electrică va fi făcută pe acest proiect. Proiectul, sper să reușim să ducem cu bun sfârșit, la bun sfârșit, are o perioadă de implementare de 30 de luni, dintre care 16 luni de execuție. Acum greul intră pe direcția tehnică, care în următoarele 9 luni, așa cum ne-am angajat prin GAN, trebuie să semnăm contractul de proiectare pentru proiectul tehnic, cât și pentru execuția de lucrări. Va moderniza absolut toate intersecțiile de pe strada București. Vom avea un sens generator la intrarea municipiului, la siderurgic. Vom modifica intersecția de la 5 Călărași. Vom moderniza intersecția de cu strada Grivița, în așa fel încât să fluidizăm traficul și să putem avea o reducere de dioxid de carbon, așa cum ne cere axa respectivă, redusă. În rest, dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri pe proiect, proiectul, v-am zis, tratează mai mult partea de infrastructură. Ceea ce urmează pe celelalte proiecte va fi o dezvoltare a transportului în comun, va fi o dezvoltare a semafoarelor, va fi o dezvoltare a urmăririi traficului în municipiul Călăraș, pentru că vom avea un centru de management al traficului modern, care vor fi montate camere în toate intersecțiile, vor număra fluxul de mașini din intersecții și va prioritiza atunci când este nevoie, când transportul în comun este întârziat, îl va prioritiza pe acesta, când transportul în comun circulă normal, la orele care sunt stabilite și care vor fi pe infocălători în stații, va prioritiza restul fluxului de mașini. Dacă doriți, vom încerca să reglăm partea de intersecție de la Cruci, unde partea, când o iei la stânga, dă în acel monument în mijloc și vom încerca să deviem în așa fel ca și cei care fac la stânga să intre normal în intersecție. Vom, la 5 Călărași, vom desfința acea trecere de pieton unde toată lumea ne ia carnetele, acea trecere foarte lungă și va fi trecută în partea cealaltă,
făcându-se insule pentru pietoni, dar nu va mai fi trecere pe partea dinspre unde e un sens unic de circulație. Vom moderniza pista de biciclete existentă la ora actuală, pe acest proiect vom moderniza, care este de la frână, de la trecerea calea ferată până la modelul, va fi făcută cu pista de biciclete, iar restul pistei de biciclete este pe un alt proiect care urmează să fie finanțat. Deci este un proiect complex, este un proiect care solicită și din partea primăriei angajamente de alte cheltuieli, pentru că va trebui să amenajăm în acești 2 ani de implementare, 3 ani, va trebui să amenajăm parcările din spatele blocurilor. Vom face pavarea pe partea din centru, pavajele din partea din centru orașului, unde avem primăria cu o parte din pavele. Va trebui să facem pe granit, așa cum este prevăzut, pe pietonal, care vom semna până la sfârșitul anului. Deci proiectul se leagă cu celelalte proiecte mult de tot. Deci este primul proiect care dă drumul la o schimbare în oraș și major.